Cu ajutorul Domnului doresc să citesc primele 5 versete din Ezechiel, capitolul 43. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava lui. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea. Și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ. Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea din lăuntrul. Și casa era plină de slava Domnului. Cu ajutorul Domnului suntem la finalul cărții Ezechiel cu lecturarea Scripturii. În cartea profetului Ezechiel ne sunt prezentate niște lucruri care unele dintre ele s-au împlinit, altele se împlinesc în zilele noastre, iar altele se vor împlini în viitorul apropiat. Ori crezi, ori nu crezi. Dumnezeu își duce la îndeplinire planul lui, hotărârile lui și cuvântul lui se împlinește cu da și amin, pentru că gura Domnului a vorbit. Erau și în vremea lui Ezechiel în Israel mulți care nu credeau în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întreba pe profet în capitolul 12, versetul 22. Dumnezeu întreabă: Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocoră pe care îl întrebuițați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. Versetul 23, ultima parte. Se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini. Versetul 28. De aceea spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor mele. Și cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Erau batjocoritori atunci și apostolul Petru scria că vor fi batjocoritori în vremurile din urmă. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 3, apostolul scria: Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: Unde este făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. N-au rămas așa. Bine ar fi fost să rămân așa. Dar de la începutul zidirii lucrurile s-au stricat. Au degenerat și păcatul ia proporții în vremuri ca acestea înspăimântătoare. Domnul, versetul 9, nu întârzie în împlinirea făgăduinței lor, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Domnul așteaptă ca oamenii să se pocăiască, însă numai de pocăință să nu le spui, numai de Dumnezeu să nu le spui, numai de slava Domnului să nu le spui. Versetul 11 spunea Petru: Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Asta o așteptăm noi.
Așteptăm să se împlinească ceea ce Dumnezeu spunea prin Moise în Numeri, capitolul 14, versetul 21. Slava lui Dumnezeu va umple întreg pământul. Așteptăm acele vremuri în care slava lui Dumnezeu să umple întreg pământul. Slava lui Dumnezeu înseamnă prezența lui Dumnezeu. Dacă nu-i prezența lui Dumnezeu, nu-i nimic. Dacă nu-i prezența lui Dumnezeu într-o adunare, într-o casă, degeaba sunt slujbe, degeaba sunt jertfe, degeaba sunt ritualuri, toate acestea, fără slava lui Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu, n-au nicio valoare. Slava lui Dumnezeu, dragii mei, s-a arătat în mijlocul poporului lui Israel. S-a arătat în norul care îi călăuzea timp de 40 de ani prin pustie. S-a arătat în stâlpul de foc care îi călăuzea noaptea. Slava lui Dumnezeu s-a arătat prin prezența în cortul pe care Moise l-a ridicat acolo în pustie. Exod 24:16 spune că slava lui Dumnezeu s-a arătat pe muntele Sinai. Era prezența lui Dumnezeu, vorbea Dumnezeu, erau fulgere, erau tunete, muntele era cuprins de flăcări și la priveliște aceasta chiar și Moise spunea: sunt îngrozit și tremur. Slava lui Dumnezeu, după ce Moise a terminat cortul, s-a arătat în cort. Apoi slava lui Dumnezeu, după ce Solomon a terminat templul, s-a arătat în templu și a umplut templu, s-a umplut templu de slava lui Dumnezeu, preoții n-au mai putut să intre în templu, Moise n-a mai putut să intre în cort, pentru că era slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în Israel, dragii mei, a fost pentru puțină vreme. Pentru că Israel n-a prețuit slava lui Dumnezeu, Dumnezeu a plecat din mijlocul poporului. În Ezechiel, capitolul 5, versetul 9, spune: din pricina tuturor uriciunilor tale îți voi face ce n-am mai făcut niciodată și nu voi mai face vreodată. Și citiți în jos ceea ce s-a întâmplat în mijlocul poporului Israel. Nici nu-mi vine să le citesc aceste cuvinte și aceste urcii care au venit din pricina neascultării și neprețuirii slavei lui Dumnezeu. Ne spune că cum s-a îndepărtat slava lui Dumnezeu din mijlocul poporului Israel. În capitolul 10, versetul 4, spunea profetul ceea ce a văzut el. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. În loc ca strălucirea slavei Domnului să fie în templu, când Domnul Iisus Hristos, când Dumnezeu și-a ridicat slava de pe heruvimi, mergând spre prag, casa s-a umplut de nor. Și strălucirea slavei lui Dumnezeu a umplut curtea, ca cei de afară să vadă că Dumnezeu se pregătește să părăsească poporul ales al lui Israel. Versetul 18 spune că slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvimi. Poate că vor înțelege israeliții că Dumnezeu este pregătit să părăsească templul. Apoi ne spune că versetul 19, heruvimii și-au întins aripile, s-au înălțat de pe pământ sub ochii
mei. Slava lui Dumnezeu, dragii mei, s-a înălțat din mijlocul templului, s-a înălțat de pe pământ, pentru că națiunea lui Israel n-a prețuit slava lui Dumnezeu. După ce a plecat slava lui Dumnezeu din mijlocul templului, din mijlocul poporului, a urmat urgiile peste Ierusalim, peste templu, peste întreg Israelul. E mare pierdere când slava lui Dumnezeu părăsește o națiune, părăsește casa lui, părăsește templul lui. Capitolul 43 ne arată niște lucruri care despre slava lui Dumnezeu, care parțial s-au împlinit. S-au împlinit cu Israel după ce s-au întors din robie pe vremea lui Nemia, Ezra, Zorobabel, pentru puțină vreme. Apoi Dumnezeu iar a părăsit și 400 de ani nu mai vorbește cu Israel. Nu se mai aude niciun cuvânt din partea Domnului. Iar după 400 de ani se arată slava lui Dumnezeu prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, când în câmpia Betleemului îngeri au cântat slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Versetul 2 din capitolul 43 spune că și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea de slava lui. Slava Domnului, versetul 4, a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea din lăuntru și casa era plină de slava Domnului. Avem nevoie în vremuri ca acestea de slava lui Dumnezeu mai mult ca oricând, de prezența lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Ezechiel, când a văzut slava lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu că era plină de slava Domnului, ne spune că am căzut cu fața la pământ. Versetul 4 din versetul din capitolul 44. M-a dus apoi la poarta de miază noapte, înaintea casei templului. M-am uitat și iată că slava Domnului umplea casa Domnului și am căzut cu fața la pământ. Bunul Dumnezeu să ne ajute să prețuim slava Domnului. Slava Domnului s-a arătat prin Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie, dragii mei, de prezența Domnului, mai mult ca oricând. Să ne rugăm. Ezechiel a căzut cu fața la pământ. În vremuri ca acestea, să cădem mai mult cu fața la pământ. Să cerem ca slava Domnului, prezența Domnului să fie în casele de rugăciune, unde ne adunăm cu întreagă adunare. Să ne rugăm ca slava Domnului să fie în casele noastre, în familiile noastre. Să prețuim slava Domnului. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Să putem spune și noi, ca în Psalmul 29, 1 cu 2, ne îndemnea astfel împăratul David. Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Bunul Dumnezeu să ne ajute să prețuim slava Domnului, să cerem slava Domnului. Și Domnul să ne ajute ca să-i facem în toate sfântă voia sa. Amin.